Lasă-mă să-ți arăt. De cine ți-e cel mai dor? Cel mai dor de Ștefan. Pe cât de sexy, pe atât de controversată și, dacă stau bine să mă gândesc, destul de prețioasă, pentru că de când a ieșit de la Exatlon, nu am văzut-o deloc. Însă, dacă ați ști ce surpriză vă pregătim, nici nu vă imaginați, dar cu siguranță veți sta alături de noi, pentru că, iată-o, pe Alina de la Exatlon. Pare în formă, dar cine știe? Alina, ce faci? Bine, încerc să dau jos kilogramele pe care le-am acumulat din clipa în care m-am întors în țară. Păi stai că n-ai venit de mult. Îmi place să mănânc foarte mult. Ce-ai făcut? Cu ce te aștepta mama ta? Trebuie să spun adevărul. Doi cozonaci foarte mari, pască și plus toate dulciurile posibile care știa că îmi plac. Am mâncat, am băut cu mama, cu prietenii, cu Fanny. Și trebuie să revenim la vorba inițială. Te-ai îngreșat? Da, m-am îngreșat, cred că vreo 3, 4, 5 kg. Dacă mușchii s-au rămas la picioare, ia să vedem. Păi cum, că spunea Anca despre tine că te lasă picioarele, că cedezi. Eu văd că ești în mare formă. Picioarele mele sunt chiar foarte puternice. Iubita mea, de ce ești rea? Vorbeai cu Anca acum, nu? Da, cred că m-a adresat mancăi. Ai spus că picioarele mele nu sunt ok. Ești cam rea. Alina nu pierde vremea însă și se apucă de treabă. Voi face 20 de minute cardio, după care puține exerciții doar pentru tonifiere și câteva abdomene. Să mai scăpăm puțin de grăsimea acumulată de Paște. Anca, nu știu, dar am îngrășat puțin și cred că Anca o să comenteze pe seama asta. Been wondering if your heart's still open and if so I wanna know what time it should. Și Anca nu se oprește aici. Războinica a zis despre Alina că este siliconată din cap până în picioare. Ești sau nu ești? Iubita mea, am silicone, dar doar ce se vede. Adică doar implant mamar, da? Da, doar implant mamar, nimic mai mult. La față ți-ai făcut ceva? La față nu mi-am făcut nimic, dar... În buze ți-ai băgat ceva? Eu cred că vreau să mă adresez Anca. Iubita mea, n-am nimic în buze. Chiar dacă m-ai acuzat că am contur. Mi-a spus, ai avut botox. Zic, mă, n-am avut botox. Atunci ai contur. Zic, n-am nici contur, e doar de la soare. Pur și simplu pigmentul s-a mai închis puțin și... E invidioasă pe tine? Da, cu siguranță. Doamne, ce antrenament! Mie mi-a plăcut tare mult. Vouă v-a plăcut? Ce ziceți? E clar, trebuie să vin și eu cu tine la antrenament de acum. Da, și am o idee mai bună. Hai să mergem la piscină. Trebuie să se relaxeze mușchii. Haide! Și voi vreți, nu? Noi am ajuns la piscină, dar am lăsat-o pe Alina să se pregătească, mai ales să se dezbrace. Și dacă ea se dezbracă la propriul meu, dezbrăcăm de secrete. Alina, văd că la propriu te-ai dezbrăcat. Noi suntem pregătiți să te dezbrăcăm de secrete, domne. Bine, o să mă dezbrac pentru început de halat. Te rog. În duș și să not puțin, da? Not bine? Eu zic că not foarte bine, lasă-mă să-ți arăt. După ce își face de cap în piscină, Alina începe seria dezvăluirilor incendiare. De cine ți-e cel mai dor? Cel mai dor? De Ștefan. Am dormit în aceeași cameră cu Ștefan. Și ce am văzut la Ștefan? Că are din ce în ce mai mulți fani. Domnișoarele suspină după el pe la colțuri. Cum e Ștefan ca bărbat? Ar trebui să fiu geloasă sau ce sugerezi tu acum? Am trecut prin foarte multe împreună, am plâns, am râs, ne-am sprijinit reciproc. Ne îmbrățișam la jocuri foarte des. Ai vorbit despre gelozie. Știi că după ce ai ieșit tu din concurs, a intrat Gianina.
Și s-a speculat că ar fi fost cam apropiată de Ștefan. Ai fost geloasă? Of, Gianina, eu nu pot fi geloasă pe nimeni în lumea aceasta, pentru că sunt de părere, dacă cineva ar vrea să te înșele, o va face. Ce rost are să fii gelos? Ce rost are să urmărești? Ce e al tău? E al tău și nu poate silia absolut nimeni. Crezi că lui Ștefan îi este dor de tine? Nu știu dacă este, dar ar trebui să-i fie. Cu gândul la Ștefan, Alina își poartă trupul sexy la jacuzzi, unde ne așteaptă alte surprize. Sunt singură, pentru toți admiratorii mei. Cine ți-ai dori să fie acum lângă tine? Iubit, un bărbat, trebuie neapărat să arate super bine. Cum să fie? Amuzant, foarte inteligent, pentru că cred că sunt atrasă mai mult de inteligența omului, nu de felul cum arată. Ai foarte bune maniere. Proaspăt întoarsă din Dominicană, Alina trebuie să-și pună la punct din nou viața și mai ales partea profesională. În ultima perioadă am lucrat ca antrenor personal. Nu sunt sigur dacă voi continua pe același job sau poate voi avea alte oferte și nu știu. Ești deschisă propunerilor de colaborare. Da, aștept propunerile, o să mă gândesc. Te văd aici în jacuzzi și n-am cum să nu remarc faptul că ai rămas și cu niște semne de la Exatlon. Da, într-adevăr, am câteva semne. Nu știu însă când vor dispărea. Sper că curând. Dar sunt amintirile mele. Fiecare semn are o poveste. Un trup ca al Alinei nu se obține și nici întreține ușor, așa că diva războinică își continuă ritualul de refacere cu răsfăți la multe grade Celsius în saună. Stai puțin, Alina, înainte să intri, ești sigură că știi că e foarte cald înăuntru? Da, sunt sigură chiar dacă este foarte cald înăuntru. Tu sigur nu vrei să te încingi pentru întâlnirea cu Anca? Sunt deja încinsă. Eu însă Anca! Acum, într-adevăr, se poate spune că Alina este cea mai, mă rog, a fost cea mai sexy, e în continuare sexy, dar nu mai este concurentă de la concurentă Exatlon, pentru că ziarele scriau aici, cea mai sexy concurentă de la Exatlon, Alina, cea mai sexy, cea mai sexy, cea mai sexy, singură și tânjește după Ștefan. Cu siguranță vom atinge și acest subiect, dar puțin mai târziu. Mai bine. Da, mai bine? De ce? Gata, te-ai rușinat, ți-ai dat seama că este tatăl lui Ștefan chiar lângă tine. Și te-ai așezat mai spre dânsul, așa da. Mi se pare mie. Nu e nicio problemă. E atâta loc între tine și mama lui Alex și atât de puțin loc între tine și tatăl lui Ștefan. Alina, tu te-ai înțeles bine cu coechipierii tăi? În primele 3 săptămâni, da. După care au urmat multe scenarii. Da? Da, foarte multe. Scenarii, pensiuni, certuri. Scenarii, certuri. Certuri peste certuri. Despre ce, la ce mă refer, aș vrea să urmărim împreună și apoi să revenim să comentăm. Vrei? Nu pot să spun că o să-mi facă plăcere, dar abia aștept. Hai să urmărim împreună. Bolnav de-ai, sincer, spune. Da, e probleme grave, săraci. Păi nu are nimeni mai multe probleme decât tine. Nici măcar rap. Că ea are 22 de ani, dar tu ai 32. Să timp de asta nu mai râdea. Ești bine? Mamă, ce oameni. Anca, pe cuvântă, nu are când te-am cunoscut prima clipă, te-am adorat. Dar din a doua secundă, mă dezamăgesc pe zice. Tu m-ai dezamăgit de câteva zile, stai niște. Figurile tale de tip, wannabe. Not baby. Diva, wanna be, lasă-ne. I am. Oh, mă
sincer. Spus băieții și Alex și Ionuț că nu sunt impresionați de lacrimile ei false, că plânge la comandă și așa este. Cred că s-a prins toată lumea că ea este, de fapt, problema acestei echipe, nu eu. Din ce discuțiile pe care le-am auzit, toată lumea a înțeles că ea este șarpele veninos și este extrem de falsă și de perversă. Vipera echipei, care este chiar în fața mea. Ai și culoarea unei vipere. Ne zâmbește la toți, iar pe la spate lucrurile stau invers. Au înțeles și ei asta, au văzut și ei asta. Diferența între mine și ea este că eu ce spun în lipsa oamenilor este același lucru pe care le spun și în față. Nici felul ăsta în care îmi spui acum nu-mi convine. Pentru că eu am venit într-un mod pacific și tu acum mă respingi. Da, da, tu mă iei tot cu respingere. Totul deja e dus. Alex. Bine, dacă totul e deja dus, eu am zis ce m-a deranjat, că eu am zis cu regret, eu am spus-o cu regret că... Am ajuns la capătul răbdării, la capătul puterilor. Deci tot mă dai la o parte, tot nu mă lași să ajungem la un numitor comun. Bine, dacă tu crezi că asta e... Asta e la tot, nu mai am. Ce s-ar întâmpla între noi, nu ne suportăm, nu ne calim. Nu mai vorbi la plural, vorbește decât despre tine. Eu ți-am spus de ce mă deranjează la tine. Eu i-am spus lui Rusu și acum ce m-a deranjat la el. Și eu i-am zis... Ne-am băgat cu toți în aceeași oală, că nu suntem. Bun, dar de ce mă respingi pe mine și eu zic că vreau să vin cu soluția și tu zici nu e nicio soluție și îi dă-te la o parte? Eu acum vorbeam de eu, nu spun că te resping pe tine. Păi așa ai făcut acum. Deci sunt doar două... Asta, ele stau toată ziua pe plajă și bârfesc. Aici lângă mine, Anca, aici lângă mine. Băi, tu acolo poate urli, că nu ai voce. Pentru Meri, nu ai un respectă. Ei, dacă îmi curează acolo pentru tine. Tu ai zis. Asta nu e sănătos, frate. Păcătoria care o are Alina. Da, Alina e cea mai... Dar se simte din voce, frate, când e... Falsă, acum e așa, acum e așa. Știu foarte bine că Alina, prin vorbe întoarse, prin minciuni și prin strategie cotită, o strategie falsă, nu creează bine echipei. Și o păcălește pe femeia aia. Pe Mariana, da. Pe Mariana o păcălește la maxim. Nu știu cum să o scot pe Mariana din aura Alinei. Nu știu cum să fac asta. O Mariana o scuipă imediat cum nu mai are nevoie de ea. În prima ocazie o nominalizează. Pentru că e competiție. E foarte multă falsitate în această fată. Îți spun sincer. Care și mi-a dintre ele să Alina. Pare rău că te-am admirat până acum. Păi nebunul, dacă m-ai admirat, de ce m-ai nominalizat? Nu mai pe mine. Și astea nu au fost toate certurile, au fost mult mai multe. Ne-am petrece vreo săptămână în acest platou. Să vorbim despre toate certurile. Da. Și cele mai aprinse au fost... Între mine și Anca. Între tine și Anca. La început, vezi tu, la început mi se părea așa că, nu știu, parcă vă înțelegeați. Ceva s-a întâmplat. Nu, ne-am înțeles la început. Ne-am înțeles după vreo lună și două săptămâni. Da, destul de multe certuri ai avut în această echipă a ta, a războinicilor. Foarte multe lucruri pe care ai rămas surprins acum când l-ai văzut pe Alex, am observat. Nu, mă amuză în continuare. Da? Da? Am înțeles. Aș vrea să luăm o scurtă pauză, să revenim, să comentăm imaginile pe care le-am urmărit acum, dar tot după pauză aș vrea să vezi și ce părere, de fapt nu ce părere, cam cât de ușurați au fost cu echipierii tăi în momentul în care ai plecat tu de la Exatlon. Aș vrea să urmărim împreună. Revenim imediat, nu plecați nicăieri. Alina și Ștefan, idilă misterioasă în Dominicană. Alina îl aleargă pe Ștefan încă de la început. Alina spune adevărul. Gol-goluț, imediat.